Viața nu are sens dacă nu asculti muzica noastră. Așa. Ia. Hei, eu, salutare, suntem Alex, Lino Golden și Mario Fresh. Suntem trei tineri drăguți. Vrează niște povești bazate pe niște fapte reale. Bine! Yes. Pentru voi! Pentru voi! Pentru voi! Am întâlnit pe acești tineri prin intermediul rețelelor de socializare, după care am racolat. Mamă! Da, pe una, azi. Două, trei, bam! Bam! Băi, ești! Mamă, ești face un, doi, trei, doi! I-am întâlnit pe acești oameni minunați, pe acești puști deosebiți, care s-au transformat în niște bărbați. Bărbății? Adolescenți. Mai bine. Adolescenți, dar nu vreau bărbați. Lino are barbă, oricum. Da, nu are asta. Mai știi cât de-abia ai mustață? Da. Nu, hai să luăm cronologic. Pe Mario l-am cunoscut primul. În 2008. Aveam 8 ani. În 2008. 8? Ești sigur? Da. Minți? Nu. M-am cunoscut pe Mario în 2008. A venit... Aveam 9 ani. La Iași, da. Și avea aproape 9 ani. În fine, da. Irelevant. Tot. Aveam un concert la Iași. Mario a venit la dubă cu un CD, un fel de demo și mi-a zis să ascult CD-ul ăla, că o să mă dea pe spate ce să ascult acolo. Era demo, ce? Era da, un CD cu câteva track-uri. Cu câteva track-uri. Câteva piese de la regele muzicii pop de la Michael. Da. Așa mi se mai spune exodată Michael, da. Michael Cut. Da, pe deget. Da. Chiar te lua pe spate, lăsa scaunul în mașină și te lua pe spate. Nu, serios, mi-a plăcut super mult ce am auzit acolo, nu venea să cred că un copil cu o vârstă atât de mică poate să aibă abilitățile alea vocale. M-a impresionat, după care ne-am împrietenit, am tot venit la Iași, ne-am cunoscut familia, ne-am împrietenit și cu timpul am venit la București, la studio, am început să tragă piese la un alt nivel până când... Uitați-vă la el astăzi. Da. Până când s-a mutat la București, el și-a dorit foarte, foarte mult să scape de viața de la Iași, să scape de părinți, să se mute cu mine ca să facă fel de jumbușlucuri, năzbutii, show-uri. Da, hazuri. Dar el a venit la București pentru muzică. Și în principiu pentru voi. Pentru voi! Când a fost convins să colaborăm, Alex Verea. De la început am. De la început. Doar că erați prea mici și nu știam. Eram foarte convins. Ne-am mutat la București, eu și Lino. Dar eu m-am mutat înainte. Da, pentru că eu am avut niște probleme cu liceul. Bine, am avut o discuție prealabil cu părinții lor. Am stabilit așa niște reguli. Pentru că s-au mutat aici la o vârstă... Tragedă. Da, dar destul de dificilă, la pubertate. Până la urmă a trebuit să-mi iau rolul ăsta de tată, cumva, în serios. Nu de tată, dar... Eram responsabil pentru faptele voastre și Și acum de multe situații. Și aveam 15 și 17 ani. Dar nu era ceva simplu, era clar că și eu trebuie să mă adaptez așa ca minte, ca și comportament. Dar a fost totul de bun augur, a fost totul foarte bine. Și după aia încet, încet, am început să ne schimbăm viețile, am devenit și sportivi. Când am venit ne-am dus și la sală, am făcut și muzică, multe și clipuri noi, da. Și ne-am schimbat și imaginea, ne-am... Exact. Pe Lino l-am văzut pe YouTube prima dată, mi l-a arătat DJ Cellblack și am fost impresionat de ce putea să facă... De skill-urile mele de MC. Da, da, un copil tot așa foarte, foarte tânăr, foarte mic și cu o imagine... De gras. Da, era așa ca eu, sunt drăgălaș, un purcel care nu se mai răsare, mă, într-una, pam, pam, mare, tam, tam, fac mare și eu, am. Eram țip-țop. Da, era țip-țop. De la bloc. Imaginea aia ești cu țip-țop. La bloc-ile. Exact. Credeam chiar așa. Facem așa și eu. E pentru voi. După care l-am chemat la București, cu unul de părinți. Da, cu părinți, cu unul de părinți, ca să vorbim, că nu știam ce să vorbesc pe la dată. Prima oară când am văzut la studio aveam 15, am fost în vara aia. În 2012, nu? Aveam 15 ani și am venit la 16 spre final. Am început să facem piese, să facem, să lucrăm și la noi, la trup, la imagine, la sport. Bine, mai multe aveam am cu voi. Era liceu de muzică, încercam să continui să cânte la violoncel. Am încercat să consolidăm ideea asta de familie, de prietenie, de frăție, de Golden Boy Society. Am făcut și elementele principale. Da. Mă bazez foarte mult pe ei. Și noi pe tine. Trebuie și la rată cum așa. Sunt sigur pe abilitățile lor.
au asimilat foarte multe cunoștințe, foarte multe informații. Mă fac să fiu mândru de ei la fiecare apariția lor, la fiecare performance. Hai să ne îmbrățișăm pe un Pirino. Îmbrățișează! Asta a fost. Nu mai că n-am cum. Ah, te duci să spate acolo? Da, n-am de unde. Ia. Yeah. Ah. Mă stai aici. Asta a fost vlogul. Aceasta a fost povestea noastră. Dacă vreți să mai vedeți vlogul împreună cu noi trei, apăsați pe butonul de like, de subscribe și ne găsiți pe Instagram Lino Golden, Golden Boy Mario, AMVLA. Coperta unui album de zici ceva la cameră dramatică acum. Viața n-are sens dacă n-ascult muzica noastră.